În viitor, omenirea suferi numeroase schimbări biologice pentru a se putea adapta la mediul înconjurător. Unul dintre ei este Brecken, un tânăr băiat care trăiește fericit alături de mama sa pe malul mării. După aspectul fizic, acest băiat arată ca un om normal. Cu toate acestea, organele sale digestive s-au modificat, făcându-l să consume plastic și alte lucruri necomestibile. Văzând acest comportament neobișnuit al fiului său, mama devine îngrijorată, dar nu poate face nimic în acest sens. Într-o noapte, când Brecken doarme, ea se strecoară în camera lui și îl sufocă cu o pernă. El încearcă să reziste, dar mama continuă până când el nu mai respiră. După aceea, mama nu simte nicio remușcare, deoarece consideră că băiatul nu este o ființă umană și nu-l consideră niciodată ca fiind fiul ei. Îl sună pe soțul ei pentru a se confesa și apoi pleacă. La scurt timp după aceea, tatăl, pe nume Lang, sosește acasă pentru a-și vedea fiul fără viață. În altă parte, un renumit artist de performanță, pe nume Saul, zace neajutorat pe un pat avansat în formă ciudată. El suferă de o boală rară, numită sindromul evoluției accelerate, care face ca organele să crească constant în interiorul corpului. Pentru că Saul a avut dureri toată noaptea, din cauza patului care nu funcționa bine, soția sa Caprice îl duce în altă cameră pentru a face o examinare rapidă. Ea descoperă că în interiorul abdomenului său se dezvoltă un organ nou. Pentru a înrăutăți lucrurile, Saul s-a născut și cu un sistem digestiv neobișnuit și trebuie să fie hrănit pe un scaun special cu carne umană. În acea noapte, cuplul merge la Registrul Național de Organe pentru a se consulta cu privire la ceea ce se întâmplă cu corpul lui Saul. La sosire, Whippet îi întâmpină împreună cu asistenta sa Timlin. Whippet îl explică faptul că evoluția umană a fost îngrijorătoare și ar putea duce lumea într-un loc periculos. Această evoluție îi face chiar pe unii oameni să nu mai poată percepe durerea fizică. Din acest motiv, guvernul a creat Registrul Organelor pentru a urmări aceste schimbări biologice. Caprice, care este un fost chirurg de traumatologie, le spune oficialilor că ei sunt un cuplu de artiști de performanță care în spectacolele lor efectuează în mod regulat o operație live pentru a îndepărta noul organ al lui Saul. Inspirați de această poveste, Whippet și Timlin efectuează o examinare rapidă a noului organ al lui Saul și ulterior îl marchează cu un tatuaj de înregistrare. De asemenea, Whippet afirmă că aceste organe ar putea fi transmise copiilor, iar acești copii nu vor mai fi considerați oameni. Seara, doi tehnicieni de la The Life Formware, o companie care produce dispozitive avansate, vin la ea acasă pentru a recalibra patul. Ei fac unele ajustări la pat pentru ca acesta să se alinieze cu starea actuală a corpului lui Saul. După aceea, cuplul le arată o unitate de autopsie foarte rară și limitată, care nu mai este fabricată. Tehnicienii sunt foarte fascinați de aparat. Este ziua următorului spectacol al cuplului. Imediat după ce toată lumea a ajuns la locul de desfășurare, Caprice începe imediat operația în fața publicului. Abdomenul lui Saul este tăiat de unitate de autopsie controlată de soția sa, scoțând la iveală organul. Ea scoate apoi organul cu tatuajul proaspăt imprimat pe el. Între timp, Lang observă spectacolul de la distanță. După spectacol, Timlin se apropie de Saul și laudă pentru performanță. Spunând că operația o excită. Caprice, bineînțeles, este nemulțumită de flirt și devine geloasă. Pe de altă parte, Lang lasă în mod deliberat un baton de ciocolată pe masă. Un bărbat mușcă momeala și o mănâncă imediat. La scurt timp după, acesta moare din cauza unei intoxicații alimentare. A doua zi, Timlin și Whippet sunt interogați de agentul Cope. Acesta află că oficialii au avut o înțelegere cu Saul și întreabă despre performanța de înlăturare a organului arătat de cuplu. Timlin crede că ceea ce face cuplul este un nou mod de a prezenta spectacole de artă, dar Cope nu crede că operația este o artă. Pentru a-l convinge pe agent, oficialii arată apoi portofoliul cu organele extirpate a lui Saul. Revenind la cuplu, Caprice descoperă că soțul lui se dezvoltă din nou un organ, ceea ce o surprinde, deoarece intervalul dintre creșteri se micșorează. Saul este foarte mulțumit de acest lucru. Cuplul asistă mai târziu la o altă reprezentație de organe a unui coleg artist, care îi cresc urechi pe tot corpul. Acolo, Saul se întâlnește cu o femeie care îi recomandă să meargă la un specialist în frumusețe interioară, numit Dr. Nasatir. În afara clădirii, Lang îl vede pe Saul și decide să se apropie de el. El îi sugerează lui Saul să folosească unitatea de autopsie pentru a efectua autopsie reală pe un cadavru real ca parte a spectacolelor sale. El este dispus chiar să doneze trupul fiului său pentru spectacol, spunând că ar exista surprize în interiorul cadavrului. Crezând că tatăl este nebun, îl părăsește fără să dea niciun răspuns. Acasă, Saul îi spune soției sale despre ideea spectacolului de autopsie a cadavrului. Caprice este de acord, dar crede că trebuie să aplice unele modificări în aparat. Soția se duce în aparat și începe să-l verifice. Mai târziu în acea noapte, Saul se întâlnește în secret cu agentul Cope. Se pare că în tot acest timp a lucrat pentru el într-o misiune sub acoperire. Saul îi povestește despre întâlnirea cu femeia de mai devreme, iar Cope îi ordonă să urmărească acest lucru. În schimbul informațiilor, Saul cere să vorbească cu mama lui Brecken. Ulterior, Saul se duce la doctorul Nasatir, unde acesta îi propune să instaleze un fermoar la abdomen. De asemenea, acesta îl invită pe Saul să participe la un concurs de frumusețe interioară, unde fiecare își poate arăta organele. Când Saul ajunge acasă, îi arată fermoarul proaspăt instalat soției sale. Caprice nu este prea surprinsă, apoi au un moment intim împreună. Dimineața,
dimineața, Saul se întâlnește cu mama lui Brecken în interiorul unei închisori. Până acum, ea îl consideră pe fiul ei decedat ca pe o creatură din cauza organelor digestive neobișnuite și îl învinovățește pe tatăl său Lang pentru asta. Trecând la punctul de vedere al lui Lang, se dovedește că el este cel care conduce o fabrică de batoane de ciocolată otrăvitoare. El și toți oamenii săi au sistemul digestiv modificat, astfel încât să poată consuma și digera deșeuri din plastic. De asemenea, se dezvoltă că batonul de ciocolată este făcut din deșeuri toxice, motiv pentru care oamenii cu un sistem digestiv normal vor muri după ce îl consumă. Între timp, Caprice participă la un alt spectacol de modificare umană. De data aceasta, artistul, pe nume Odil, își creează în mod deliberat cicatrici pe față și, în mod surprinzător, spectacolul este plin de jurnaliști. Caprice este intrigată de această artă sau cum o numesc dorința de a fi deschis, așa că Odil o invită să se alăture evenimentului de după petrecere. În acea seară, îi arată lui Saul cicatricei de pe frunte. Soțul este surprins, dar nu comentează mai mult despre asta. Caprice insistă că vrea să efectueze ea însă și autopsia cadavrului. Se ceartă, dar apoi Saul este de acord. Saul vizitează Registrul Național de Organe, unde Whippet dezvăluie că este registratorul de la Inner Beauty Pageant. El crede că Saul are mari șanse să câștige evenimentul ilegal. La scurt timp după aceea, Saul este abordat de Timlin. În interiorul unei camere secrete, Saul o întreabă dacă a întâlnit vreodată un sistem de neorgane care au un sistem digestiv complet funcțional, permițându-i omului să poată digera materiale plastice. Ea susține că până acum a descoperit doar creșterea ale unui singur organ, cum este cel al lui Saul, nu întregul sistem. Câteva momente mai târziu, cuplul se întâlnește cu Lang la el acasă, unde acesta le arată obiectul de prezentare, care este corpul propriului fiu. La vederea cadavrului, femeia se răzgândește brusc și vrea să retragă spectacolul autopsiei. Lang încearcă să convingă cuplul, spunând că trebuie să facă o declarație publică puternică față de guvern, care este împotriva grupului de evoluționiști. Lang spune că sistemul digestiv modificat al lui Brecken, al lui și al lui Saul, este un proces natural care nu ar trebui împiedicat, deoarece acesta este consecința daunelor aduse mediului înconjurător de către oameni și deșeurile industriale. Ulterior, Saul se consultă cu detectivul Cope pentru a decide dacă trebuie să continue sau nu spectacolul. Cope afirmă că ar trebui să continue pentru că vrea să folosească această oportunitate pentru a scăpa de Lang și de toți oamenii care pot mânca deșeuri din plastic. El argumentează că aceștia evoluează departe de calea umană și prin urmare trebuie alungați. A doua zi, tehnicienii bat la ușa doctorului Nasatir. În loc să repare scaunul, se dovedește că au venit acolo pentru a-l asasina pe doctor. Cuplul face o vizită la fabrica lui Lang. De data aceasta, Lang explică faptul că el și ceilalți și-au modificat în mod deliberat sistemul digestiv, deoarece crede că este timpul ca oamenii să înceapă să se hrănească cu propriile deșeuri. De asemenea, el dezvoltă că Brecken a fost primul om care s-a născut cu un sistem digestiv procesat din plastic, ceea ce înseamnă că sistemul digestiv modificat al lui Lang s-a transmis urmașilor săi. El crede că Brecken a fost un simbol al speranței, dar din moment ce a fost ucis de propria mamă, nu există altă cale decât o autopsie publică pentru a dezvălui lumii acest miracol. După o lungă discuție, spectacolul începe în cele din urmă. Caprice este vedeta principală a spectacolului, în timp ce Saul operează unitatea de autopsie în culise. Din nefericire, când îi deschide abdomenul, publicul nu găsește nimic. Toată lumea, în special Lang, este foarte dezamăgit de rezultat, în timp ce Caprice continuă să încerce să atragă atenția publicului cu declarații dramatice. Lang iese apoi din sală și plânge. Brusc, tehnicienii se apropie de el și le elimină. După spectacol, Saul se întâlnește din nou cu agentul și cere să spună adevărul. Se dovedește că i-a ordonat lui Timlin să îndepărteze organele originale lui Becker și să le înlocuiască cu organe normale. El crede că este o acțiune necesară pentru a împiedica răspândirea știrii în întreaga lume. Simțindu-se trădat, Saul îl părăsește furios. De atunci, Saul refuză să doarmă pe patul avansat și se chinuie să mănânce pe scaun. Caprice decide atunci să-i dea batonul de ciocolată. De îndată ce Saul ia prima mușcătură, durerea dispare brusc și plânge de fericire. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!